Partidele mici care n-au, n-au posibil să nimerească toate, fur voturile și arunc poporul voturile degeaba. Noi trebuie să susținem un partid. Noi am votat pe Maia Sandu. Care partid? Noi am votat care partid trebuie să susținem? Noi scap. Care partid trebuie să susținem? Care partid trebuie să susținem? Ce vorbesc eu? Care partid trebuie să susținem? De ce? De atât că noi am votat ca să facem schimbări. Votați pasul și probleme. Dar voi de ce încurcați? Știi când a apărut pasul? Știi când a apărut pasul? 5 ani în urmă. De ce a încurcat? Partidul Verde are 29 de ani. De ce a apărut pasul? Dacă existau alte partide, de ce a apărut pasul? Noi nu trebuia să scăpăm de râsuri. Atunci 5 ani în urmă, nu trebuia să scăpăm de râsuri. De ce a apărut pasul? Când? Atunci? 5 ani în urmă. Și de ce n-a scăpat? Tot trebuia să scăpăm de râsuri. De ce a apărut partidul nou? De ce v-ați amestecat? De ce v-ați amestecat? V-ați băgat pe picioarele noastre. Nu fost cu nimeni, eu fost independent. De ce spuneți cine fost? Vorbiți. Iacă și la cameră. Și la microfon, dacă vreți. La camera altă, da, da. Bine, cum vreau când grăbesc. Am nevoie, știu, mă uitați. Vede, pasul oricum a să iei majoritatea. Nu, cum trebuie să dăm voturi pentru pas, să scăpăm de râsuri. Partidele mici încurcă și pierd voturi și ar să margă la comuniști și la socialiști de parte. Băieți, băieți, stați-o leacă. Toate partidele unioniste nu se pot unii între dânsele. Domnul, haideți că o să vorbim la microfon. Eu nu vreau, eu vorbesc cu voi și mă doare capul de mine. Hai să auzi televiziunea în transmisiune în direct asta. Hai să ia cam o televiziune în transmisiune în direct. Da, ei au refuzat încă să mai deschidă secții de votare. Nu mai mult de 500 de secții de votare pe toată Europa. Trebuie să zic când e decizia. Măcar 190 de spune dosarul, cum se numește. Cum o șerut Ministerul Afacerilor Externe. Da, da, resurile ies de la socialiști. Resurile ies de la socialiști. O dată 139 de secții de votare. Când la prezidențiale? Amu! Ah, eu am dat la trei. Și mâine, mitin, protest, macet, care e anunțat de partidul PAS, și nu are importanță, trebuie să-i puteți acolo. Moș Vasile, amu, PAS-ul mai vreau să mai blochez încă o decizie, că la transmisiunii nu le mai dai voie să ne sos, să ne adică acolo. Asta trebuie să știți că trebuie. Adică, dă și așa, ați spun, că ei să nu ne decide ei să s-o asoarta noastră. Noi la dâns și noi nu votăm la dâns. Noi nu votăm. Și treaba au ei să vii să voteze, că noi nu votăm. Să facem agitații. Apu, Igor Grosu vrea să se interzică chestia asta. Igor Grosu pe și grăiesc eu, de Igor Grosu de partidul PAS grăiesc. Da, a pe Igor Grosu tare gine, noi pe lângă Igor trebuie să-l susținem. Partidul PAS e Igor Grosu și Maia Sandu. Da, și vă și Vladimir Bolea. De ce grăiesc eu, bre? Da, 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 eu te-am înțeles, asta e tare. Aia sunt alte partide actele, verde, albastru, aur și așa și mai departe, e încurcă mai om. Noi trebuie să scăpăm de râsurile astea care ne-au eliberat din neamul nostru. Încă ședeam eliberați, cu Voronin în cap și nu știu, cu Voronin o crescuteți bandiți. El vrea, scuze-mă, 80 de ani și moșneagu vrea ea. Nu merge vorba de 80 de ani, merge vorba de mentalitate proastă și el vrea putere. 80 de ani, dar el nu pentru dânsul, pentru șerțul să-i furi mai departe. Tot așa, de la 1 la 3. Aha, bine. Sănătate. Da. Oleg, hai să... Hai că se înregistrează. Da. E ca mușă întâi să vorbiți cu poliția așa. Nu trebuie reclamă. Dar nu e reclamă. Apoi cu poporul, asta e televiziunea poporului. Mai deschideți, Moș Vasile, mai deschide ochii la oameni, Moș Vasile. Deși spuneți că e partid, hai să spunem că noi știm, deși vreți să partidele mici să nu concurezi. Vă spun. Da, dar haideți să... Nu e posibil toate partidele să nimerească în parlament. Oleg, hai te rog, tu când ești? Stai că eu comunic cu poliția. Acela filmează, acela filmează. Da, și eu, domnule, nu puteți comunica. Da. Ai înțeles, Magali, nu-i posibil ca toate partidele să ajungă în Parlament. Să pierd voturi și să împartă voturile pierdute și pentru socialiști, pentru usate și așa și mai departe. Noi nu trebuie să susținem un singur partid care are posibil să vii la conducere.
să avem de la cei lucrări și să stăruim să fac schimbări și să lucrăm pentru oameni buni, cum spun ei. Și cine e partidul ăsta? Partidul PAS? Dar dumneavoastră cum ați înțeles? Care e partidul ăsta? Eu cred că dumneavoastră aveți în vedere partidul PAS. Partidul PAS, da. Și atunci de ce partidul PAS nu a acceptat ca așa alții să facă un bloc comun și să meargă toți pe un bloc? Pentru că moldovanul nostru, dacă a ajuns la putere, își vede cu musca în nas și el ar să încurce. Maia Sandu știe tare bine că partidul este moldovanul nostru. Își pune condiții, el nimerește cu 10 în Parlament, asta are 40 și aici vreau prim-ministru, Iansep a dictat întrebarea, dar Maia Sandu a luat o decizie să nimerească pasul, să votăm test pentru pas, să știu o conducere, să nu știu divergență și întrebări. Da, deci dânsa ca să nu riște după asta să apară probleme cu aliații, să nu aibă dificultăți în Parlament cu aliații, vreau să spuneți că așa mentalitatea la noi la Parlament? Mentalitatea la noi, la partidele de dreapta, la SIE, e șeie de a-și pune ei vreau peți odată și vă miniști și împărați. Am înțeles. Și atunci dânsa a hotărât așa, haideți sau mergeți tot cu, toți cu pasul, țineți toți pasul sau oricum pasul faci campanie separată. Au dreptul să facă asta cei de la PAS, tot așa cum au dreptul să facă asta și ceilalți. Doamne, pierd voturile și n-a ajuntat unioniștii în primul rând. Așa. Nici un vot nu se pierde, tăți partidele de dreapta și partidele unioniste, ei vor și vă schimbă. Nu-i posibil. Și asta din pricina că între dânsi nu-i unire. Între dânsi nu-i unire, între unioniști nu-i unire. Asta se vede de la o departe și care înțelege lucrurile. Păi uitați-vă, Platforma DA a propus ca și unioniști și PAS da, să meargă împreună. Andrei Năstase l-am susținut și am fost de 10 ore aici pe piață. Și eu, Platforma DA, că dacă merge discuția de asta, Andrei Năstase, dacă era un om la locul lui, el spunea așa, am cedat în 2016, ieșe în fața poporului și spunea așa, cedeți acum că ei nu trebuie puteri, eu vreau pentru popor să scăpăm de risurile care ne-au eliberat în 40. Și Andrei Năstase s-a pregătit tare. Deci Andrei Năstase de fiecare dată el trebuie să cedeze în fața lui Maia Sandu. Nu trebuie să cedeze atunci, că atunci câștiga el, dacă nu cedea. Da. Nu avem Maia Sandu atâtea rating mare în ziua de azi, dacă Andrei Năstase știe să orienteze. Da, aveți dreptate, vă dau dreptate, el nu trebuie să cedeze atunci. Dar dacă Maia Sandu n-a vrut acum PAS să unească cu unioniștii și cu PPDA, noi nu facem politică, Maia Sandu, noi hai să ne uităm realitatea. Cum noi putem să scăpăm de bandiții care ne-au furat țara, de Voronin care i-au crescut puteți, socialistul Dodon nu a făcut nici 4 ani de zile și astăzi ei s-au unit. Ei s-au unit sub influența rușilor. Dar a noștri și Maia Sandu, eu nu despartez într-o parte. E o femeie caracter mare, spune ciorul în prac și nu se uită la nimeni. Acum vreau să-ți mai spun ceva. Aici ne de lupta nu între partide, mai ești în Moldova. Mâine probabil este lupta între ultima zi. Se împlinește o săptămână de când am depus dosarul. Cum ar fi coordonează vestul tot așa să ne știe. Bine, bine. Dar vreau să ne ajungă. Și o să vină Mariana cu șmier cu Davidovici din Parlament și să înceapă reforma. Da, e că vreau să votez la Chișinău. Și să spun Davidovici din Catrau cu groaza în Parlament. Mâine mă duc la Iași. Eu vreau să spun că nu e nicio garanție că vine Davidovici cu Bușmir și o să facă reformele astea cu groza.
dar o să vedem. Cine e Davidovici? Davidovici de la numărul 10 de la pas. Cârmă, mai este acolo Catană, mai este acolo Catană s-a retras, gata, Catană azi. Vest, Cheptonari. Deci cu cine să fie locuit? A, nu Vienanță, Vienanță. Cine cu ăsta? Nântoi și o să facă Nântoi reformele astea? Cine o să facă? Groza o să facă reformele astea? Nu, Groza tot. Deci domnul a spus așa, domnul a spus așa că trebuie un partid care ajunge la putere, Oleg, hai că eu cu jos să termin. Domnul a spus că trebuie un partid, să votăm tot și gata. Dar așa nu este nicio garanție că partidul ăla nu o să facă din cap și nu o să pună pe listii pe oricine o să dorească.